Salut și bun venit la un nou episod de Scrap Mechanic pe Barba Neagră. Bărbășor, ce faceți voi? Tot în vacanță? Avem progrese. Trebuie să vă arăt progresele la Macarao. Mă rog, în ghilimele. Ghilimele, let's be fucking serious. Asta numai Macara nu e. Dar dacă am reușit până la final să luăm cutia asta de aici, ar fi absolut incredibil. Ceea ce nu cred. Nu cred. Hai să vă arăt câteva lucruri pe care le-am făcut. O să încep cu partea din spate. Vă am aici o bară de protecție, ceva de genul ăsta, cu niște, logic vedeți și voi acolo, lumini, iar cutiuța mea din care conduc am schimbat-o puțin, am făcut aici două ferestre, un suport metalic probabil de protecție, habar n-am, așa, iar în interior n-am schimbat absolut nimic. Bun, iar pe față avem o bară aici interesantă, eu știu, cu chestii cu de fier alea, nu știu, mi s-a părut mie interesant și că funcționează și cum că ar mai arăta puțin mai realistic, iar în față am prelungit puțin să arate ca un mini camionaș, ceva de genul ăsta care duce această remorcă. Aici se întâmplă mai multe lucruri, o să vă povestesc într-o secundă. Am mai adăugat încă două roți aici pe spate. Deci practic avem ceva de genul ăsta pentru că am adăugat mai multă greutate și automat trebuie să fie puțin mai stabile. Așa. Și bineînțeles, problema persistă cu virajele. Atunci când iau viraje, bineînțeles, tot vehiculul se dă de colo-colo și o să vă arăt într-un moment când o să băgăm puțină vitezucă. Numai că mi-a târnă prostia aia pe jos, o să vă povestesc într-o secundă care că... Deci avem o problemă cu virajele și anume aproape se răstoarnă drăcia și uneori chiar mi s-a și răsturnat. Așa că ia auto. Și se ridică o lecușe. Am găsit și o modalitate la chestia asta și avem aici pe lateral niște țevici. Dacă vedeți voi aici niște țevi. Ei bine, când voi apăsa pe tasta 1, pregătiți-vă! Ia uite, stabilitate, mameni, și nu mai merge nici în față, nici în spate, a? Stabilitei! Sunt făcute în așa fel încât să se retragă, nu încurcă și am și niște picioare foarte interesante. Deci se deschid așa pe lateral și alea în jos. Iar jos aici m-am jucat cu puțin te... stai că s-a glitchuit asta. Stai mă, lasă-mă să ies. Avem aici, deci, din țevi, da, aici avem un rulment, e de colea, și acolo un rulment. Și drăcilele astea de jos, de care sunt chiar mândru, am făcut un fel de drăcie rotundă. Băi, funcționează, arată și interesant, deci it works, man. Acum avem stabilitate la maxim! Stabilitate maximă! Aici, pe centru, avem, bineînțeles, un rulment jos, dacă pot să mă urc și eu azi. Hop, gata, hop, sus, ok. Avem aici un rulment, după care o țevică și platforma mea de beton. Aici sus avem o grămadă de controle, dar doar două sunt conectate, cele de jos. Restul m-am mai jucat eu cu ele și au rămas aici. Și încă un motor sus, care acționează brațul principal. Pentru că, probabil există o modalitate să faci Macarao asta, dar dacă pe mine mă duce capul să o fac, am recurs la anumite trucuri. Și anume, acum am conectat în față și în spate, deci pot să mut așa, deci am mobilitate din punctul ăsta de vedere. Iar dacă vreau să mut Macarao, de exemplu, în sus, trebuie să mă dau jos și intru în celălalt scaun. După care, tot cu în față și în spate, ridic sau las brațul jos. Văd că acum nu mai am unde ajuns de multă putere. But why, man? Acum, jur că mai înainte urca. Jur că mai înainte urca. What the fuck? Ia stai mă, n-am eu motorul dat la maxim, ăsta e conectat de... A, nu e la maxim, corect. Înainte l-am avut la maxim și a funcționat pe cuvânt. Uite, vezi? Și acum, pot să urc, practic, brațul ăsta unde vreau eu. Așa cum s-a glitchuit, este? Da. Mi se mai întâmplă chestia asta când îl lovesc puternic de pământ, îmi intră în pământ și se glitchuiește. Singura modalitate să-l scap de acolo, nici măcar nu pot să plec cu vehiculul, trebuie să-l pun tot pe elevator. Hai mă, off. Deci mi-am mai făcut chestia asta de câteva ori și e destul de enervantă. Gata. Asta e poziția ei de default, apropo. Deci am reușit să-i fac poziția de default destul de bună, că vine brațul ăla pe față. Și cum vedeți voi acolo, chestiunea aia de sus, aia de fapt e porțiunea de jos, că vine brațul invers. Acum... Să mor dacă am idee cum să fac brațul ăsta să prindă lucruri. Deci nu știu cum să fac brațul să prindă lucruri. Și vreau să mă chinui în episodul. Am zis, băi, las ce-i mai greu la filmare. Deci să mă fac de porc, să mă fac de maro, știi? Acum, am eu conexiuni cam așa.
Și avem, ai de cap, mă doare capul aici, stai așa. A, deci pe ăsta l-am la motor, motorul ăsta sus. Ok, pe mine ce mă interesează? Mă interesează drăcelile alea două de acolo. Alea de acolo mă interesează, dar avem... Deci mie, eu vreau alea pozițiile la 90 în dreapta jos. Și avem panou de control 2, ăsta. Ha! Și avem una la 60 și una la 45. Hai să o punem și pe asta la minus 60, că una e cu minus, una e cu plus. Acum s-au deschis mai mult. Deci, practic, astea sunt pozițiile default. Corect? Corect. Prima e poziția default. Hai să o fac la 90. Și asta minus 90. Și am stabilit pozițiile default. Dar una e hărit și alta cea, frate. Mie așa mi se pare. Deci mie mi se pare una mai strâmbă decât cealaltă. Așa e? Am dreptate? Nu prea pot să-mi dau seama. Hăiți! Hăiți! Nu prea pot să-mi dau seama de aici. Poate din cauza ăstora, stai așa, cu susul. Nu, uite. Ha. Uu, ce-am făcut? No, 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 no. No, 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 no. Ah, păi stai așa. Că e mai logic așa, dacă mut pe aia așa, aici voi selecta 90 în loc de minus. Stai așa, cât e aia? Asta e 2-ul și eu 2-ul, hai mă. Eu 2-ul la minus. Ok, hai să o selectăm. A, a fost minus 75. Hai să facem și pe asta 90. Acum ar trebui să se deschidă fix ca aia. Dar uite mă, se deschide mai mult și nu înțeleg de ce. Am greșit eu cu ceva. I don't know, man. I don't know, man. Mi-mi părea acum că sunt ok. 90-105. Mă, de ce nu nimeresc eu 90? Gata, 90 vreau. Și acum e drept? A, în sfârșit de drept. Acum, ce vreau eu să fac aici... E să trag o liniuță acolo. Stai așa să vă arăt o lecușă să mă urc și-o pe elevator. Așa mă, tătelule, mă, așa mă, tătelule, mă. Avem două țevi și vreau să fac cu două coturi și câteva țevici de-astea mici. Hai să o punem și pe asta aici la controller, că la câte controle am, pe asta o voi inversa, uite așa. Și voi umple cu țevici în mijloc. Practic, acum avem două brațe, da? Asta e de jos și asta vine de sus și prinde. E un pic cam complicat așa. Vă arăt într-o secundă pentru că nici eu nu știu dacă funcționează. Ok, deci avem brațul așa și vine de jos. Looks interesting. Și acum eu la activare. Și dacă am 90 în jos. Da, și am 90 în jos, o să trebuiască... 0? 0? What? Ia. Yeah. Stai așa. N-am conectat butonul, e? Este că n-am conectat butonul. Care Dumnezeu... Deci am la linii pe aici de mă doare capul. Deci am motorul conectat la ăsta. La braț. Iar ăstea sunt conectate la drăcia asta. Hai mă, sus, sop! Stai așa să mă concentrez. Aici e cu gândeală, frate. La asta, asta vine la butonul ăsta, iar butonul ăsta mie mi-arată cum că l-aș avea conectat, dar aparent nu e. But why, man, why? Să nu fie oare conectat? Deci vine... Ia stai. Dar nu vreau ăsta. Pac. Ăsta vine jos. Ăsta e al doilea controller. Și eu pe ăsta îl vreau conectat. Am deja unul conectat. Poate la butonul ăsta. Și butonul de scaunul ăsta. Și acum nu se activează nimic. This switch is not connected to anything. What the fuck, man? What the fuck? Ok. Nu înțeleg aici. Aici e problema pe care am avut-o și atunci. Stai așa să rup conexiunea asta. Și conectăm la switch-ul 1. Switch-ul 1 e evident conectat la acel scaun. Eu dacă urc în scaun, apăs pe 1. This switch is not connected to anything. Băi, greșesc eu cu ceva aici, nu? Nu pot să-mi dau seama cu ce. Stai să o luăm logic acum. Deci, astea două. Corect, de asta am zis. Hai să facem la cameră, poate. Deci, avem două. La ăsta. Ăsta, deci o iau băbește, frate, deci n-ai văzut așa ceva. Ăsta, conectăm la switch.
Sau, ia stai mă să stric eu Switch-ul ăsta, firar mama lui de Switch, mă, că nu merge. În clipele ca astea îmi doresc să fiu geniu. Dacă distrug aia, stai așa, o luăm fresh. Bun. Ok. It is good, it is good. Pe asta, o bag la Switch. Frumos. Switch-ul îl bag la scaun, ca să-l am pe tasta 1. Cu ce greșesc eu, mă? Ok, deci se activează. Acum măcar se activează, dar nu se întâmplă nimic. Poate trebuie să schimb poziția ălora. A, la naiba m-am dat jos, stai așa. Pac! Poate trebuie să schimb poziția aici. Hai să punem minus 90. Doar de amuzament, să vedem dacă se întâmplă ceva și în funcție de ce se întâmplă, modificăm după aia. S-a întâmplat ceva aici. Ce ai făcut, tătel? Te-ai stricat. Nu, n-a fost bine. Da, s-a... Ceva putem da de marcă aici. Ce omit eu? Asta e poziția default sau asta e poziția default? Ha? Eu credeam că prima e poziția default. Și dacă bag 30... Ia. Ia uite-o. Un pic mai mult decât default. Perfect. Înseamnă că eu butonul acum l-am activat. Asta înseamnă? Aaa, zi-mă așa! Deci, practic, eu apăs pe buton și mă duce la prima. La prima setare. Păi îmi place cum e acum așa. Doar că nu o să mai pun la 90, o să pun la cam la 0. Ia stai un pic, stai așa. Aaa, ar fi super să funcționeze acum. Pac, e cam dificil, știi, că mă duc dintr-un scaun în altul. Dar, dacă ar funcționa, nu m-a supărat absolut deloc. Deci pot să fac asta, pot să mă mut în toate scaunele mă mut. Ha? Bă, nu merge, mă. De ce nu merge? Deci, dacă apăs pe unul, se închide mai mult. Poate e prea mult, deci nu înțeleg aici cu Dan naibii. Vine 0, asta e o lecușă. Deci poziția inițială putem să o punem la 0. Și aici putem să punem minus 90 și o activăm să o deschid. Nu mai activez ca să o închid. Eu încercam să fac lucrurile inverse. Hi! The fuck happened? Aici s-a stricat rău de tot. S-au stricat astea aici, tătelule de naivă. Ia uite și tot. S-au dus în Dumnezeul lui de naivă. Ah. Să mor dacă pot să înțeleg ce se întâmplă aici. Sus! Nu mai vrea. Pac. Băi, ce se întâmplă aici, mă? Hai să băgăm 90. Nu știu ce se întâmplă la 90. A? What happened? Nimic. În care scaun stai așa? În ăsta. Pac. Acum se deschide și se închide prea mult. Se deschide la 90 și se închide la 90, doar că eu nu vreau să se închidă la 90. Ai beleaua mea, dar hai să facem cum vrea el. Pot să merg pe țeavă? Pot. Și hai să facem cum vrea el și o modific eu prostia asta aici, stai așa. Dacă nu vrea așa, ne mulăm după cum vrea mușchilețul ei. Și acum aici trebuie să băgăm practic... A, ba nu, avem coturi și avem tot ce ne trebuie la noi. Trebuie doar să activăm butonelul. Atât. Ok, pot să sar sus fără probleme. Hoiți, gata, perfect, mersi beaucoup. Și aici băgăm un cot, ar fi demențial de frumos. Încă o dată. Aici? Ah, superb. Superb. Și în partea asta. No. Stai, mă. Stai eu pe el, de-aia nu merge. Gata, de-aia nu merge, că stăteam pe el. Ok, și acum avem și brațul care ar trebui să funcționeze cum trebuie. Nu pot să cred că în sfârșit l-am făcut. Ia. 1. Maestru, acum. Tot ce trebuie să fac eu acum e să... Stai. Să pun asta. Deci eu trebuie să iau cutia. Unde e cutia? Uite acolo. Și dacă reușesc să prind cutia aia, sunt cel mai tare din ever. Deci consider macaroa asta terminată. Ok. Acum, stai o leac. Stai așa. Asta e, o să fie cea mai înceată macara din lume. Ah, apropo. Stai așa.
Modul de vizualizare de la volan e cel mai tare. Avem aici schimbător, avem consolă principală, în spate avem acoperit și totul e deschis pentru o mai bună vizibilitate, desigur. Avem, bineînțeles, și acolo, puteți să-l considerați parasolar, parasolar pe ăla. Și câteva butonele pe aici care funcționează de minune. Eu nu știu dacă am alea puse jos, nu cred că le-am puse jos. Bun, o să dau punctul de vizualizare mai de la distanță, pentru că vreau să mă încadrez astfel încât să iau cutia asta. Deci, mergem frumos cu, vedeți, acum funcționează direcția asta, dar n-ai văzut, ia uite. Pac! Uite așa o lecușă, mă dau în spate. Stai așa să o încadrez perfect, pentru că eu știu. Și vin așa frumos. Cred că, stai, nu prea mult. Cred că, cred că așa e ok. Activăm suporturile de susținere și m-am teleportat puțin mai în față. Ia stai așa. Pac! Atât, boss, atât. După care mă dau jos, ușor. Aici n-am mai făcut scări pentru că eu escaladez și așa sunt un gras în jocul ăsta. Haiți! Așa că, haiți! Trebuie să slăbesc cumva. Așa. Odată intrați aici, voi activa... Nu activez drăcia asta. Stai așa. Mă duc în celălalt scaun. Trebuie să pun niște semne pe aici. Vedeți fiecare scaun ce face. Ușor. Oprind. Hai, mai încă un pic. Op, am cam stricat ridichile. Am cam stricat ridichile, dar n-are nimic. Hai mai în față. Bun, și acum dacă activez... Nu încă. Atât, activez. Nu pot să cred. Mihai e un geniu. Dar nu ridică motorul. Stai așa să o punem mai jos. Nu ridică motorul, mă. N-are îndeajuns de multă putere și cubul ăsta... A scăpat. Nu. Nu. A scăpat, nu pot să cred. Ia, hai să încercăm să-l luăm așa. Pentru asta facem altfel. Duc brațul în partea asta, mă duc în scaunul celălalt și întorc puțin macara, uite așa. Pac, uite așa. Stai. Cred că e cel mai bine așa. Mă dau jos, urc în celălalt scaun. Și hai să vedem, cred că macaroa e prea sus. Ușor. What? Gata. Scuze, s-au dus ridichele mele. Deci s-au... Le-am făcut suc de roșii acum. Un pic în față dacă aș mai dau. Ia stai puțin. Un pic. Ia, o las în jos. Deci orice, numai să o cuplăm. Orice, nu contează ce se întâmplă pe aici. Trebuie doar să o cuplăm. Pic mai în față. Cât de frumos. Stai. No. Uite așa. Așa e perfect. Cât de frumos a intrat. Deci dacă nu merge nici de data asta, îmi dau demisia. Ca macaragiu. Stai așa. Urc de pe roată. Hoiți sus. Asta e cu urcatul, perfect, apăsăm pe tasta 1, am prins-o și acum motorul lucrează la maxim. Nu vrea să o ridice, nu poate, e prea, nu vrea, ia uite, nu vrea, scapă. Nu pot să cred, e prea grea, holy shit, man, e prea grea, poate dacă am încercat altceva, ia stai un pic. Ce aș mai putea încerca lui... Să iau eu pe aici ceva foarte ușor. Medium, vreau ceva light, frate, da, light. Asta vreau. Ia, hai să încercăm să-l punem pe ăsta. Eu știi cum l-am pus pe ăsta până acum? Am pus un bloc jos. Cubul. Stai mă că... Era mama ta de macara. Stai așa. Am pus cubul, după care am pus drăcia jos. Dacă reușesc azi. Pac! Și după aia am stricat cubul. Și așa a devenit, zic eu, luabil. Acum trebuie să mă duc aici în spate ca să schimb puțin modul de vizualizare. Ia stai puțin. Ridic asta în sus. E gliciuită, să nu spui că e gliciuită. Hai mă. Nu mai vrea, frate. Cred că s-a gliciuit un pic acolo. A? Nu. Asta e ok, o lăsăm în sus. Op. Și acum eu vreau un celălalt ca să mă întorc. Așa, mă.
Uite așa, gata, acum am întors remorca. Grămadă de controle, frățioare, era aici. Și acum dacă mă duc și eu și mă încadrez cum trebuie ca omul, apăsăm pe tasta 1. Nu că sunt prea. Hai mai, pot să și merg așa, ia uite. Pac. Și că not. Ok, și acum tot ce trebuie să fac e să mă urc din nou în primul, unde e și mă vină o coamă. Uite cu alea. Și acum sus. Oh, ușor. Apăsăm pe tasta 1. Sunt foarte aproape. No, nu merge. Trebuie să mut mașina puțin mai în față. Mai în spate, de fapt. Îmi trebuie un sistem. Trebuie să construiesc un sistem exact cât de lung e brațul ăsta. Dar să-l am jos, ca să-mi dau seama, știi? Cât de aproape de obiectul ce vreau eu să-l ridic sunt. Și așa cred eu că o să funcționeze și mai bine. Bun, acum trebuie doar să mă urc aici. Accelerăm o leacă. Ușor o scăpăm în jos. Furca este deschisă. Ok, și tot ce trebuie să facem acum e să apăsăm pe tasta 1. Și acum sus. A mers. Ușor, a mers. Nu pot să cred, a mers. Punem sus, ok. Și acum hai să o transportăm, vreau să o urc pe rocile alea de acolo. Sunt un geniu. I'm a freaking genius, man, I'm a freaking genius. Stai așa, care roci vreau? Hai pe roca aia de acolo. Mamă, dacă ar merge, zici, de belea. Stai așa. Mă încadrez aici. Uț! Gata. Păr. Pun aici. Nu. Pac. Stabilitatea. Mă rog. N-a funcționat cum trebuie. Știi ce? Hai, cred că putem să ne lipsim de stabilitate acum. Cred că sunt foarte ok fără stabilitate. Și acum accelerăm invers. Așa, hai, ușor. Poți să faci motorule. Stai, nu te gliciui. Pun aici. Au, zici că sparg roca cu ea. Unu. Urc sus. Punem acolo. Închidem brațul. Mă duc frumos jos și acum îmi caut volanul. Cât de tare, funcționează. Am făcut o semi-macara. Nu se controlează ea cel mai bine din lume, dar bărboșilor, funcționează. Am testat-o și a mers. Am mutat ceva de undeva în altă parte. Nu știu exact dacă motorul macaralei mele e dat la maxim, pentru că eu sincer aș vrea să fie dat la maxim, că aș vrea să încerc să urc pe munte. Aaa, mai avem putere aici. Nici de nici. Acum avem de unde să mai luăm putere. Stai așa. Pac! Ui, de capul meu ce zboară acum. A, belea, pot să urc dealul ăsta. Deci dacă pot să urc dealul ăsta cu macaraua, e cea mai tare macara din lume. No, stabilitate, bicez. Nu vrea. Stabilitate, bicez. Cel mai tare, doar atât v-am zis, cel mai tare. Nu, eu tot trebuie să urc. Nu știu dacă pe aici, dar de urcat tot pot să urc. Stai mă, ușor mă, calul. Se spamează roata aia din stânga, acolo e prea mare greutate, exagerez și eu. Da, ia unu. What the fuck? Ok, n-a fost bună ideea mea. Poate dacă mă dau așa, m-am gliciuit cumva, cred. Eu dau în spate, dar aparent urc un pic. Nu înțeleg cum funcționează toată treaba asta. Hai mă, serios? Freaking serious, man? Încă o dată unul e. Aia din partea cealaltă nici măcar nu se deschide, frate. Hai da mă, încă puțin. Atât, cel mai tare. Atât. Am revenit, n-am făcut nimic, nu m-am descurcat. Gata. Na, m-a prins aici, frate. M-a prins aici, încerc să dau înapoi. Și nu reușesc. El tot încearcă să se urce pe copac, iar eu tot încerc să-i dau înapoi. Ia uite, s-a făcut roata aia acolo, dă, țai de mine. Poate dacă dau așa. A, urcă roțile alea de acolo. Așa, și eu vreau așa și în față ea. Poate așa merge. Nu merge. Tot ce... N-am ce să-i fac acum, trebuie doar să ies din el. Pac și îl luăm cu drăcia, stai așa cu asta. N-am ce să-i fac. Nothing to do. Ui, au, direct în cap la mine. Au. Stai. Băi, oricum am ajuns. Cumva, cumneva am ajuns pe munte. Nu cred.
nu se poate. Mă voi împinge! Mă voi împinge! Stabilitate, bicez! Am stabilitate! Am stabilitate! Gata! Cumva am aterizat în picioare. Ceea ce e ok. Macaraua asta n-a fost făcută pentru așa ceva. Majoritatea macaralelor sunt statice. Dar eu am făcut o mobilă, am reușit să o fac mobilă și o pot și transporta, ceea ce e super, super tare. Bun, bărboșilor, comentariul de azi vine de la Sorin Mihai, care zice: încearcă să faci roțile de față puțin mai late, ajută mult la echilibru și nu se răstoarnă. Corect, așa este. Și, dar am vrut să fac chestia asta, doar că mi-a stricat foarte mult designul. Așa că am optat pentru sistemul ăsta de stabilitate, autel. Deci nu mă clintești, frate, cu nimic aici. Deci e cel mai stabil utilaj. Bun, bărbocii, aceasta termină și episodul nostru. O să continuăm data viitoare cu altceva. Consider macaraua asta finalizată. Până data viitoare, v-am salutat. Dacă ți-a plăcut și vrei să vezi și episoadele următoare, nu uita să te abonezi. Iar dacă vrei să fii la curent cu tot ce e nou, vizitează pagina Bărbosului de Facebook. Și nu uita, un like este imens apreciat.